Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a României. Videoclipul cuprinde clădiri istorice, obiceiuri populare, dar și secvențe din cluburi și de la festivalurile de muzică destinate tinerilor. Aici visez că plutesc peste munți, peste ape. Peste culori, peste timp și anotimpuri. Doar așa aș putea cuprinde tot. Locul acesta există și este viu. Îl simți cum vibrează. Ți-ar plăcea România și românii mei. Străzile acestea încărcate de istorie au inspirat povești și legende de spus la gura sobei. Aici, oamenii sunt încă o poveste. De spus oricând și oricui. Noul clip de prezentare are 3 minute și 33 de secunde și a fost publicat duminică seară pe contul oficial de Facebook al Ministerului Turismului sub sloganul România, o destinație pentru 365 de zile de vacanță pe an. Imaginile din video sunt montate pe coloana sonoră a naistului Nicolae Voiculeț, iar Ilie Năstase este singura vedetă care apare. Filmările clipului au fost făcute în toate regiunile țării și au surprins destinații emblematice și locuri unice din România.